pregătesc mâncarea pentru animale. Pâinea aia care a luat-o chifrele. Niște nectarine. Și de asta de triscuit. Proaspete pentru burger. $1.50, aproape 2 bac. Nectarinele. Niște chifle.
pasta de hot dog. Și cam atâta. Bancul se încinge telefonul de la soare. Uite așa pasta. Și că e barză. O fi barză de aia mai mică. Stai acolo, mă. Uite, mănâncă pește. Ce mănâncă el? Acum s-a speriat. O să-i dau o felie de pâine. Lasă, se sperie. Mănâncă pește. Pâine la animal. Uitați că le-am lăsat aici. Ia uitați cum am mâncat din pepenie aia. În interior. Coaja n-am mâncat-o, dar e ok. Auzi ceva pe aici? Ia să lasă niște pâine. E castorul. Ia să-i las eu de asta, o nectarină. O, că plutește. Mă duc la insula animalelor. Vreau și aici. O nectarină, două. Și biscuiți. Cam atât, bam bam. M-a dus la veveriță, la raton. Ce credeți că mai înainte era un șarpe în iarbă, așa, nici nu știu ce. S-a speriat șarpele de mine și eu am aruncat repede o privire, așa, ce se întâmplă. Era mărițel. Pe aici, pe undeva. E că trebuie să lasă pe aici. Șerpi pe aici. În Miami o să dau de șopârle. Ce chestie. Gata, am dus mâncare la animale. Am golit sacoșa. Am schimbat sacoșa aia care am dus două luni de zile, am aruncat-o. Că tot am pus mâncare în ea. Am urmărit. Și vreau să spun că ieri când am fost la munte, la job, n-am prins faza cu bizonii pe dreapta, erau bizoni pe munte, pe acolo, prin zonă. Chiar n-am prins. Am văzut că e o petrecere frumoasă la Leo în curte, cu oamenii care nu au fost la el la spital, decât o singură dată unii dintre ei. Deci, na, hai, Leo lasă de la el și se vede cu toată lumea, dar acum toată lumea vine la el, la curte acolo, la Strehaia. Unde era nevoie, nu au venit. Măcar acum, pe final, puteau să vină și cu niște plicuri acolo, cu niște marnei. Dacă tu n-ai făcut drum la București, nu te-ai dus tu cu ceva la el acolo, măcar acum, degeaba vii cu sacoșa cu merinde, că acum le oare de toate. Când era la pușcărie, nu prea avea. Și vreau să spun și eu ceva, voi să nu vină vreo bicicletă. Nașule, Leo, băi prietene, tu ți-aduci aminte când ne-am văzut prima oară la spital? Când erai pe targă, sunt curios, adică erai cât de cât conștient, adică eu cred că erai aproape conștient, doar că nu vorbeai coerent. Mai aduci aminte? Prima revedere a noastră după ce am venit din America, ne-am văzut prin luna martie, în incinta spitalului, când te-am mutat de la o secție la alta. Vreau să-mi răspuns, Leo, o să scriu și în privat. Dar dacă vezi acest clip, te rog să-mi răspunzi la un clip de-al tău. Ok. Ăștia anunță când vin din spatele tău, te fac stânga. În fine. Am înțeles că Leo că am fost inconștient 2-3 luni de zile, adică că nu mai aș aduce aminte de nimic.
Și sunt curios dacă își aduce aminte când a venit la el acolo, când îl duceau cu căruțul, cu targa. Eu cred că își aduce aminte. N-are cum, e imposibil. Hai, după operație, e normal că nu mai își aduce aminte. Bam, bam. Tacos. Eu mai trebuie să încarcă molozul de acolo, de la chinezoaică, și o să torne ciment, mexicani. S-a pus sârmă de aia acolo și a făcut până acolo, a curățat și acum o să pună ciment la vecina noastră, la chinezoaică. Eu sunt responsabil cu cajanele, cu condoranele. Fac și soluții acum. Da, cu soluții și ceva frumos, mirositor.
Erau tomberoanele afară, o chem pe mama. Deci erau goale, că a fost mașina de gunoi. Și un rahat turcesc, în punguță, băgat în asta de răsaică. Vedeți, oamenii, da, e bine să ai cameră. L-ai văzut pe șoarecele și îl iei la răspundere. Și trebuie să dau cu soluții, cum știu, oricum dădeam, dar zic așa. Mi-a spart nasul. Bam, bam. Pus tomberoanele să usuce. Uitați. Punguța cu rahat. Vedeți, americanii ăștia ce jigoși sunt? Vedeți? Că spuneați că americanii sunt nu știu cum. Na. Sunt mulți jigoși. Capul pe fereastră și toarnă ciment aici cu o echipă de mexicani.